În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Priviți păsările cerului. Nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și vă spun că Tatăl vostru are grijă de ele. Iubiți credincioși, duminica a treia de după pogorârea Duhului Sfânt este o duminică în care Sfinții Părinți parcă ar fi știut că la noi a început secerișul. Parcă ar fi știut că deja se adună în hambare, că se treieră, că se seceră. Și iată că noi, ani de zile, avem această Evanghelie în față. Și anume, spune Sfântul Evanghelist Matei, că într-una din zile, Mântuitorul înconjurat de apostoli a început să le spună acestora să se uite în jur, să vadă păstările cerului care, așa cum ați auzit, nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și știe Tatăl vostru cel din ceruri. Și le-a spus, de ce vă îngrijiți ce veți bea sau ce veți mânca? De ce vă îngrijiți de trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca? Priviți la crinii câmpului. Adevărat vă spun vouă, nici nu torc și în toată mărirea lui nici Solomon nu s-a îmbrăcat vreodată să arate ca unul dintre aceștia. Atunci, ani de zile, eu personal m-am tot gândit care este mesajul duminicii de astăzi. Bineînțeles că la prima lectură acest pasaj, ca multe altele din Sfânta Scriptură, poate să fie folosit de către toți în scopul personal. Și anume, cei care sunt din fire mai luneși, o să spună, păi nu ne învață pe noi Scriptura să nu ne adunăm în hambare, să nu semănăm, să nu secerăm, așa că mai bine stăm, cum zice românul, pică, pară, mălăiață. Nu este chiar așa. Pentru că mesajul de astăzi nu este acesta. Pentru că însăși Evanghelia de astăzi începe spunând, luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi întunecat, atunci tot trupul tău va fi întunecat. Dacă ochiul tău va fi luminat, tot trupul tău va fi luminat. Și anume, haide să vedem despre ce ne învață Evanghelia de astăzi. Mi-am propus ca astăzi să vă vorbesc despre cum vedem realitatea din jur. Și anume, este clar că una dintre cheile de a trăi frumos ne-o arată astăzi Sfânta Evanghelie spunând să privim la păsările cerului. Bun, vom privi la păsările cerului și păi ce trebuie să vedem la păsările cerului? Nu trebuie să vedem că ele nu seamănă și nu seceră, ci să vedem frumusețea lui Dumnezeu. Zilele trecute am constatat în dudul din mijlocul curții mele niște omizi. Acum, problema asta cu conviețuirea noastră cu animăluțele și cu tot felul de viermișori este foarte delicată. Am o singură cheie care toată viața mă va lumina și anume, îmi aduc aminte întotdeauna, când s-a dus mama la părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, și s-a plâns că a omorât un șoarece. Da, pur și simplu. O să spuneți, da, dar sunt și probleme mai grave. Nu, era o problemă de conștiință. Dom'le, am omorât un șoarece și părintele l-a întrebat, soră Floare, unde era când l-ai omorât? Tu și șoarecele. În casă, la mine. E, zice, înseamnă că asta trebuia să faci. Dacă l omorai pe câmp, adică în habitatul lui, era un păcat. Nu te puteam împărtăși. Dar așa, el ți-a încălcat teritoriul. Bun. Și atunci, dacă ăsta e principiul, m-am gândit că dacă acele omici
i-au încălcat teritoriul, eu sunt dator să mă duc cu vermorelul și să le extirp. Numai că atunci când am ridicat diuza să ating ramura pe care deja erau omizile, am văzut două vrăbii care s-au înfructat imediat cu acele omizi. Și mi-am încheiat activitatea. Mi-am dat seama că este un lanț trofic, o legătură între tot ceea ce Dumnezeu a creat, încât nu este datoria mea să fac așa cum mi-am propus. E posibil ca acele păsări în arealul în care mă aflu și eu să nu găsească în altă parte o hrană mai bogată cum le-a dat Dumnezeu, fără să secere, fără să semene și fără să adune în hambar. Asta înseamnă că a privi la păsările cerului înseamnă a învăța cum ne-a lăsat Dumnezeu să trăim frumos. Atunci când cineva de lângă noi, din punctul nostru de vedere, greșește, bineînțeles că noi am venit așa, cam cum veneam eu cu vermorelul, să stârpim insecta. Dacă avem o leacă de minte și o leacă de răbdare, ne vom da seama că cel de lângă noi probabil că nu a greșit intenționat. Probabil că are niște explicații sau cu siguranță că a acționat într-un fel sau într-altul din cauze pe care noi nu le cunoaștem profund. Și atunci, nu cumva a privi la cerurile, păsările cerului înseamnă a învăța noi cum să trăim frumos în viața aceasta. Dar să mergem mai departe. Învățăm de la păsări, învățăm de la crinii câmpului ce? Să stăm și să nu acționăm în niciun fel? Nu. Pentru că imaginați-vă eu acum dacă mă duc acasă după 3 zile și voi vedea că dudul meu jumătate este plin de omizi. Înseamnă că nu sunt atâtea vrăbii în cartier cât să le stârpească pe toate și voi pune mâna pe vermorel și îmi voi face datoria. Pentru că trebuie să fim atenți până la capăt cu ce se întâmplă. Pentru că există și în morala creștină niște îndatoriri care trebuie împlinite în același timp. Am mai spus și altă dată că scrie în morală că atunci când te duci, de exemplu, la biserică și găsești pe un frate de-al tău că are o nevoie importantă, trebuie întâi, ordinea este următoarea, te duci și l-ajuți pe fratele și dacă nu s-a terminat slujba până când l-ai ajutat tu pe fratele, atunci vii la biserică în continuare. Sau dacă pleci de acasă și ai văzut că asinul tău a căzut într-o groapă, trebuie să îți scoți asinul din groapă. Dar, există un amendament pe care Sfinții Părinți au ținut neapărat să-l puncteze. Și când a fost întrebat cineva ce îndatorire împlinește prima dată dacă își scoate animalul din groapă, din fântână sau merge la biserică, a spus, îmi scot animalul din fântână sau din groapă, dar dacă acest animal al meu își face o obișnuință ca duminică de duminică să cadă în fântână, îl vând. Adică trebuie să fim atenți, fraților. A privi la cerul, la păsările cerului și la crinii câmpului nu înseamnă ceva decât să fim foarte atenți cu viața noastră, să nu amestecăm lucrurile. Bună oară! Dacă luminătorul trupului este ochiul, noi cu ochii noștri ce vedem? Nu este întrebarea corectă. Cum vedem este întrebarea corectă. Se spune că cineva a fost cazat la un hotel la care nu mai fusese niciodată. Și venise un pregătit să vadă și împrejurimile, dar când s-a trezit de dimineață și a văzut ce întunecat este afară, s-a culcat la loc. N-a ieșit săracul nici la masă, nu i-a mai ars de nimic. A zis, pe așa vreme, mai bine mă odihnesc și gata. Numai că omul a stat și următoarea zi și a văzut că este la fel de întunecat, dar i se făcuse și foame. Și a ieșit la restaurant și a întrebat dacă au vreo pelerină de ploaie, ceva, cei de la recepție,
ca să vadă totuși și împrejurimile. Și l-a întrebat recepționistul, dar nu vă supărați, dar de ce vă trebuie perine de ploaie? Păi zice, la ce nori este afară? Cred că o să înceapă în curând ploaia. Zice, care nor? Pentru că este o vreme frumoasă, cum a fost de-al minte și ieri. Păi cum? Păi ce, uitați-vă afară. Și când a deschis ușa, într-adevăr, era o zi superbă. Numai că geamurile camerei în care era găzduit nu erau curățate de mult. Ce să vezi printr-un geam necurățat de mult? Altceva decât întuneric. E ca ochiul nostru, care dacă nu știe să deslușească dincolo, n-a făcut nimic. Dar ca să înțelegem și mai bine, să ne aducem aminte de femeia aceea care și-a văzut pe vecina întinzând rufele la spălat și erau albituri, după cum își dădea seama ce pune vecina pe sârmă, și a început să-i spună soțului ei, ce măi, dar vecina asta noastră ori nu mai vede bine, ori nu prea, să zicem așa pe românește, le are cu curățenia. Uite-te și tu ce haine mizerabile așează pe sârmă, cum le-o fi spălat ea? Azi așa, mâine așa, până când, făcând ea însăși curat prin cameră, a deschis geamurile și a văzut că rufele vecinei erau impecabile. Erau albe, dar geamurile ei prin care vedea rufele întinse la soare nu erau la fel. Contează foarte mult cum vedem. Întotdeauna când vedem ceva care spunem noi că este în neregulă, cu siguranță că la noi este cheia, la noi este neregula. Dacă cineva îl vede pe celălalt și se arată oarecum îngrijorat și spune, oh, dar ce obosit ești, frate, ți s-a întâmplat ceva, ești bolnav? Omul săracu zice, să știe că s-a trezit bine de dimineață. Și zice, nu, dar n-am nimic. E, cum să n-ai nimic, mă? Uite ce galben ești. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mă întrebe fii duhovnicești care se uitau la mine cu ochii lor. Eu nu m-am considerat nici obosit prea tare, nici îngândurat, ci probabil că ochii cu care se uitau erau ochii lor. Ei trebuiau să se uite în primul rând în oglindă. Era posibil ca un om supărat sau un om obosit să vadă pe ceilalți că sunt la fel. Asta înseamnă că trebuie să învățăm, măcar în Evanghelia, din Evanghelia de astăzi, cum trebuie să vedem viața frumoasă. Cum trebuie mai întâi să curățăm ochiul nostru ca să vedem realitatea frumoasă. Dacă însă vom vedea, uitându-ne la păsările cerului, numai la faptul că ele stau și nu au nicio problemă, nu adună în hambare, nu seamănă, nu seceră, asta înseamnă că ținem socoteala altuia. Adică ne uităm la cei din jurul nostru, ia uite-mă ăsta cum are, ia uite-mă ăsta de ce nu-i ajunge, ia uite-mă ăsta cum este. Nu. Întotdeauna când vezi pe cineva, trebuie să te uiți întâi la tine și să începi să îți autoevaluezi situația. Să știți că eu am văzut foarte multe case imense. Probabil că dacă ar fi văzut un om care stă cu 5-6 copii într-o garsonieră, ar fi văzut o casă cu 3-4 nivele în care stau doi oameni care deja sunt bătrâni și n-au pe nimeni pe lângă ei, cred că acel om care se știe înghesuit s-ar simți mult mai bine să constate că în înghesuiala lui este pace, este bucurie, este îndestulare. Dar dacă se uită cu ochii așa culpavi, vai dacă aș avea casa asta, va păți ca cel care a construit acea casă. Pentru că cel care construiește o anumită casă, de cele mai multe ori o face comparativ cu vecinul său sau cu cei care locuiesc în cartierul respectiv, și atunci când o face, trebuie să o facă măcar cu un metru pătrat mai mare sau cu un metru înălțime mai multă, gândind și mai ales justificând
da, am doi copii, unde o să stea? Doi copii, cu câte doi nepoți o să facă patru și cu doi, și cu doi sunt deja opt. Înseamnă că trebuie să avem opt dormitoare, opt băi. Trebuie să avem și un living, dar o să facă nepoții mei majoratul. Și când își termină școala copiii, nu se mă uită în urmă. Și bine fac. Pentru că scrie în Scriptură, va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și atunci casa asta a cui rămâne? Vedeți la ce ne uităm atunci când ne facem o casă? La ce ne uităm atunci când salutăm un vecin? În momentul în care vedem pe un vecin, să spunem că avem posibilitatea să știm despre noi că suntem odihniți, să știm despre noi că suntem împăcați cu toată lumea și totuși vedem așa o umbră de problemă la vecinul nostru. Știți ce trebuie să facem? Eu unul personal așa fac. Mă duc la el și îl îmbrățișez și zic: vecine, nu te-am mai văzut așa de bine de când mă știu. În acel moment sunt sigur că vecinul meu începe să se încarce cu lucruri frumoase. Asta înseamnă să privim la păsările cerului și la crinii câmpului. Și iată că putem privi și la vecinul nostru. Dar altfel decât o fac cei care intră în competiție. Privirea la celelalte înseamnă, de fapt, privirea la Dumnezeu. Atunci când vedem pe Dumnezeu în spatele oricărei făpturi, atunci ne vedem pe noi și vedem ce se întâmplă. Eu chiar sunt curios să spun și chiar îmi trece acum prin minte, dar abia aștept să-mi văd dudul, dacă nu cumva am greșit în logica pe care am folosit-o. Dar nu o să-mi pară rău, pentru că vrăbiuțele la două au mâncat pentru ziua respectivă și cred că le-a fost îndestulat, pentru că erau niște omizi de cartier. Nu erau așa omizi de două fărâme. Nu o să-mi pară rău, dar am să am grijă ca de acum înainte să fiu atent ca nu cumva dudul din cauza mea să aibă de suferit. Pentru că îmi aduc aminte și de alt aspect pe care Părintele Arsenie m-a învățat să-l țin minte toată viața. Și anume, a spus: frate, dacă vine la tine la poartă cineva și bate și îți cere o bucată de pâine, știi ce trebuie să faci? Ce trebuie să fac, părinte? Să te duci să întrebi copiii și soția: m-ați mâncat? Măi, vă e foame? Uite, mai avem pâinea asta. Eu dau cerșetorului și dacă ei îți spun că au mâncat și nu le mai e foame până a doua zi, atunci poți să faci lucrul ăsta. Dacă însă îi vezi că nu răspund în prima, nu mai aștepta răspuns, înseamnă că le e foame. Și te duci frumos și îi spui celui care a bătut la poartă, mergi și la poarta următoare. Pentru că zice: tată, Părintele Arsenie, până în seară, cu siguranță că cerșetorul acela va avea ce mânca. Dar copiii tăi, familia ta, n-are voie să plece din poartă în poartă, pentru că tu ești un nesăbuit. Sunt sigur că vrăbiuțelele ale mele, dacă nu vor mai găsi la mine ceva, se vor duce într-o parte sau într-alta și nu vor muri de foame. Există un echilibru în toate. Contează însă foarte mult cum vedem lucrurile, cu ce ochi le vedem și mai ales cum iubim tot ceea ce vedem. Dacă ar fi să vedem la crinii câmpului cu ochii unui designer și cu acea supărare că nu e nimeni în stare să creeze așa veșminte, cu siguranță că ne-am amărât degeaba. Ceea ce Dumnezeu a făcut este cu neputință omului să facă la fel. În primul rând, privind un crin al câmpului, privim desăvârșirea. Crinul acela, tocmai pentru asta a fost creat de Dumnezeu, să fie frumos și să fie o pildă pentru noi. Noi însă, dacă vrem să creăm o vestimentație, pentru ce o creăm? Ca să arătăm bine într-o seară sau pentru un ceas, două maxim. Și atunci, punând în balanță mesajul pe care îl poate transmite un designer,
cu mesajul pe care Dumnezeu, designerul, l-a transmis prin crinii câmpului, cred că sunt lecții vii pentru noi. Să ne cultivăm, fraților, privirea, să ne cultivăm modul de a vedea lucrurile și măcar până în casă, până acasă, după slujbă, aș vrea să aveți în vedere două aspecte. Să vă uitați cât de bucuroase sunt niște păsări care au găsit puțină apă de la un robinet care nu s-a strâns prea bine. Și atunci vă veți întreba, oare omul ăsta care n-a strâns robinetul ăsta bine a greșit? Sau tot mâna lui Dumnezeu nu l-a lăsat să strângă până la capăt pentru că aceste păsări aveau nevoie de apă? Și mergând mai departe, să vă uitați la un dud, la o plantă și să vedeți că și acolo Dumnezeu a lăsat lucruri frumoase. Însă noi ce trebuie să vedem? Perfecțiunea lui Dumnezeu. Trebuie să vedem că Dumnezeu în orice amănunt există și cu siguranță că dacă noi suntem atenți, vom vedea vecinii pe care să nu-i judecăm că n-au ajuns astăzi la biserică, pentru că nu e cazul. Imaginați-vă dacă își punea mintea toată amara să vină aici, unde ar fi încăput? Trebuie să fim serioși. Fiecare își are liturghia lui. M-aș bucura ca în acest moment mulți dintre vecinii noștri să aibă grijă de nepoți care și-au început vacanța și să știți că și liturghia nepotului este una valabilă și e văzută de Dumnezeu. Cu siguranță că de cele mai multe ori mai mult și mai frumos și mai util decât ceea ce am săvârșit noi astăzi. Dar dacă vom căuta să ne luminăm trupul așa cum am stabilit că dacă ochiul nostru vede lucrurile frumoase, cu siguranță că nu vom mai vedea nici praful după drumuri, nu vom mai vedea nici gospodarul care n-a reușit să își strângă bine robinetul de la apă, nu vom mai vedea nici pe vecinul care n-a fost astăzi la biserică, ci vom vedea creația lui Dumnezeu. Atunci, cu siguranță, că nu ne vom uita degeaba la păsările cerului și la crinii câmpului. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.